Ministrul Educației a stabilit ca structura anului școlar 2022-2023 să fie împărțită în 5 module, delimitate de vacanțe. În perioada 6-26 februarie 2023 a rămas la latitudinea inspectoratelor școlare județene să decidă când vor intra elevii în vacanța de o săptămână, vacanță care face trecerea în noul modul 4. La finalul modulului 3, în 10 județe din țară, printre care și Hunedoara, vacanța mobilă a fost programată în perioada 13-17 februarie. Elevii din celelalte județe vor avea vacanța mobilă în perioada 20-24 februarie acestui an. Cursurile modulului 4 vor începe luni 20 februarie și vor dura până în data de 6 aprilie, când elevii vor intra într-o nouă vacanță, ultima dintre cele 5 module. Modulul 5 începe miercuri 19 aprilie și se încheie în luna iunie.